Suntem gata, da? Da, rog. Domnule șef de inspectorat general, stimați parteneri ai Organizației Internaționale pentru Migrație cu misiunea Republica Moldova, domnilor ofițeri și subofițeri, onorată asistență. Astăzi, 7 august 2020, participăm la un eveniment important în cadrul Poliției de Frontieră și anume la ceremonia de donare a unui set de echipamente destinate protecției personale a angajaților Poliției de Frontieră din prima linie, care asigură controlul și gestionarea cazurilor de infecție cu COVID-19 în punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova. Donația de echipament și bunuri materiale a fost asigurată de către fondul fiduciar cu parteneri multipli al Organizației Națiunilor Unite de Răspuns și Recuperare COVID-19 și implementat în Republica Moldova de către Organizația Internațională pentru Migrație cu misiunea Republica Moldova și UNICEF. Cu un prim mesaj de mulțumire și recunoștință, ofer cuvântul șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, domnul chestor Corneliu Groza. Vă mulțumesc, stimate domnule Crețu, stimați parteneri, onorată asistență. Am deosebită plăcere să vă salut pe toți cei prezenți la evenimentul de astăzi, organizat în cadrul donației de echipament oferit în cadrul proiectului Consolidarea răspunsului național al Republicii Moldova la criza COVID-19, finanțat de fondul fiduciar cu parteneri multipli ai Organizației Națiunilor Unite de răspuns și recuperare la COVID-19. Cu această ocazie țin să mulțumesc pentru suportul considerabil acordat Poliției de Frontiere în combaterea răspândirii transfrontaliere a virusului de tip nou COVID-19 și anume reprezentanților misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova, inclusiv pentru noile oportunități de colaborare prin intermediul acestui proiect și sprijinul continuu oferit în consolidarea capacităților instituționale. Apreciem efortul și susținerea OIM oferită Poliției de Frontieră în ceea ce privește implementarea reformelor instituționale pe parcursul ultimilor ani, cu un accent sporit pe dezvoltarea sistemului de resurse umane, consolidarea cu privire la armonizarea legislației naționale privind migrația la standardele Uniunii Europene, consolidarea serviciilor psihologice integrate, la implementarea și consolidarea capacităților instituționale de instruire în cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierii al Poliției de Frontieră și alte domenii de importanță majoră racordate la Strategia Națională de Management Integrat al Frontierei de Stat. În cadrul și în contextul provocărilor apărute în urma răspândirii infecției COVID-19, Poliția de Frontieră, precum și altor autorități cu competență la frontieră, i-au fost delegate responsabilități de realizare a măsurilor de prevenire și control pentru combaterea răspândirii transfrontaliere a infecției COVID-19 în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar Internațional. Prin urmare, vreau să subliniez că și a remarca importanța consolidării capacităților instituționale de realizare a măsurilor de răspuns la COVID-19 prin dotarea polițiștilor de frontieră cu echipament performant de detecție a persoanelor cu statut febril și asigurarea punctelor de trecere al frontierei cu infrastructura necesară, care în ansamblu vin să asigure atât protejarea angajaților Poliției de Frontieră, cât și cetățenii ce traversează frontiera de stat pe ambele sensuri. Numai puțin este importantă și asistența oferită în cadrul proiectului cu privire la testarea angajaților, dar și străinilor care prezintă
simptomatice de îmbolnăvire. Vreau să mulțumesc pentru acordarea în cadrul laboratorului aproximativ 50 de teste în această perioadă, fiind, menționez că aproximativ 80 de angajați, dacă să fiu mai concret, 79 de angajați a Poliției de Frontieră s-au infectat cu COVID-19. Vreau să mulțumesc corpului medical al Serviciului de Frontieră pentru reacționarea promptă și la timp, fapt ce s-a generat cu tratarea tuturor angajaților, la moment având numai 10 angajați care se află la tratament. Cu această ocazie vă aduc recunoștințele mele. În final, aș dori să reiterez asupra necesității menținerii și în continuare a relațiilor strânse de parteneriat și respectiv mizez pe contribuția valoroasă adusă de UIM, precum și alte parteneri de dezvoltare, în consolidarea domeniului pe care Poliția de Frontiere se face responsabil. Totodată vreau să menționez că avem de fiecare dată ușile instituției deschise pentru a discuta împreună orice subiect de interes comun pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate la frontiera de stat, fapt ce va fortifica încrederea cetățenilor și străinilor care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova. Vă mulțumesc frumos pentru atenție! În absența domnului Lars Lonbach, șef al misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova, cu un mesaj de salut și suport va veni domnul Ghenarie Crețu, coordonator de programe din cadrul Departamentului Migrație și Dezvoltare a misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova. Bună ziua! Stimate domnule Chestor Groza, stimați reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, stimați colegi, este o onoare pentru mine să vă adresez un scurt cuvânt de salut din partea Agenției ONU pentru Migrație, misiunea OIM în Republica Moldova. Încep, în primul rând, prin a vă mulțumi pentru parteneriatul eficient, productiv și de durată. Funcția de gestionare a frontierei este unul dintre cele mai importante atribute ale unui stat suveran. Aveți o misiune nobilă și ne pare bine că vă putem oferi suport în realizarea acestei misiuni deloc ușoare, împreună cu alte agenții ONU. Vreau să vă asigur că în aceste timpuri dificile vă suntem și rămânem alături pentru a fortifica capacitățile Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Sunteți la linia întâi de contact cu publicul care traversează frontiera, iar moldovenii sunt o națiune foarte mobilă. Atât publicul general, cât și angajații IGPF merită să fie protejați de riscurile pandemiei. Și de aceea ne pare foarte bine că am reușit să fim suficient de flexibili și creativi pentru a veni cu acest suport pentru inspectorat. Pentru noi, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a fost, este și va rămâne un partener strategic. Ocaziile trecute de cooperare includ suportul pentru implementarea conceptului de management integrat al frontierei, fortificarea cooperării și îmbunătățirea schimbului de date cu Ucraina, instruiri și suport tehnic, crearea și dotarea Centrului de Excelență al IGPF de la Ungheni, consolidarea concepției de servicii psihologice integrate din cadrul Inspectoratului. În prezent, implementăm două proiecte importante în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Primul, numit VICOS sau UE pentru Securitatea Frontierelor, oferă suport pentru îmbunătățirea capacităților operaționale de detectare, urmărire și combaterea infracțiunilor la frontiera comună acvatică dintre Moldova și Ucraina. Al doilea proiect important, numit Trabor, oferă suport pentru modernizarea capacităților
de instruire ale Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei al ICPF. Nu ne oprim aici, ci pregătim deja o serie de alte inițiative pentru viitor, viitorul apropiat. Sunt trei, vor urma și altele. Deci primul vizează crearea unui sistem de informare prealabilă privind pasagerii pentru detectarea și combaterea infracțiunilor transfrontaliere și îmbunătățirea securității naționale. A doua inițiativă vizează fortificarea sistemului de date și analiză a inspectoratului. Al treilea ține de extinderea suportului pentru a face față provocărilor de securitate a sănătății determinate de pandemia COVID-19. Cu părere de rău, provocările determinate de pandemie vor continua și, deși am venit cu un suport destul de substanțial, considerăm că va trebui extins și permanentizat provocările ce vizează impactul COVID determinat de mobilitatea umană vor continua să constituie să fie la ordinea de zi pentru perioada imediat următoare. În afară de asta, directorul general al OIM a venit cu o notă de politici și cu un set de instrumentarii, de instrumente care vor oferi soluții inovative pentru a gestiona riscurile de sănătate determinate de mobilitatea umană. Vom fi în contact cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pentru a oferi consiliere, suport și instruire, inclusiv suport tehnic pentru a implementa acele noi moduri de a gestiona mobilitatea umană. Cooperarea noastră cu IGPF privește în viitor. Stimate domnule Chestor Groza, încă o dată să exprim recunoștința Agenției ONU pentru Migrație pentru cooperarea excelentă. Colegii noastre dau dovadă de input foarte și foarte productiv și rămânem foarte satisfăcuți de cooperare. Rămâne să fim în contact pentru a fortifica și a crea multiple alte ocazii pentru a promova și mai departe prioritățile instituției noastre. Vă mulțumesc încă o dată! Cu un mesaj de referire la impactul pandemiei COVID-19 și implicarea misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în gestionarea ei, ofer cuvântul doamnei Eugenia Ciubotaru, coordonator de programe al Departamentului Migrație și Sănătate, misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova. Stimați șefa Inspectoratului General Poliției de Frontieră, stimați colegi, stimați invitați! La momentul actual, pandemia COVID evoluează în cea mai mare criză de sănătate publică și migrație observată vreodată. Pe măsură ce numărul de cazuri crește, pandemia continuă să aibă un impact global asupra mobilității umane cu efecte secundare pentru migrație și gestionarea frontierelor. În vederea controlului pandemiei și supravegherii situațiilor ce prezintă risc pentru sănătatea publică, consolidarea capacităților în comun a instituțiilor statale și a organizațiilor internaționale este crucială. Polițiștilor de frontieră în Republica Moldova le-a revenit un rol extrem de important în combaterea transmiterii transfrontaliere a infecției COVID, fiind și ei în prima linie, cot la cot, lucrând cu personalul medical în această situație de criză. Chiar din primele zile a apariției acestei pandemii și declarației stării de urgență de către Parlamentul Republicii Moldova, Departamentul Migrație și Sănătate din cadrul Organizației Internaționale a Migrației, la apelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, a inițiat o serie de acțiuni, având ca scop consolidarea capacităților instituționale în prevenirea și controlul transmiterii transfrontaliere a noului tip de virus. Aceste acțiuni au fost impuse și de ghidurile recente OMS pentru redeschiderea în siguranță a punctelor de trecere a frontierelor, care obligă statele să pună în aplicare măsuri pentru identificarea în controlul cazurilor infectate în punctele de trecere în contextul actualei pandemii.
Proiectul Consolidarea Răspunsului Național al Republicii Moldova la criza COVID-19 contribuie la realizarea Planului Strategic de Răspuns al OMS, precum și la Planul Global de Răspuns Umanitar al Organizației Națiunilor Unite. Trei agenții ale Organizației Națiunilor Unite din Moldova, precum Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor, UN Women și Organizația Internațională pentru Migrație au inițiat implementarea proiectului cu valoare de $1 milion din Fondul ONU de Încredere a Partenerilor pentru Răspuns la COVID-19 și Recuperare pentru a susține Republica Moldova în lupta cu pandemia și a consolida capacitatea Republicii Moldova de a face față crizei. OIM, în cadrul acestui proiect, a venit cu suport în fortificarea capacităților Poliției de Frontiere de a gestiona și controla infecția COVID la punctele de intrare prin mai multe acțiuni focusate și prin aprovizionare cu echipament și consumabile stringente. Ca rezultat, s-a asigurat consolidarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecției COVID-19 în conformitate cu Regulamentul Sanitar Internațional, Ghidului OMS, gestionarea călătorilor, monitorizarea contactelor în contextul pandemiei COVID și cadrului OIM, gestionarea sănătății, frontierelor și mobilității. La fel, angajații din punctele de trecere vor beneficia de cele mai actuale și relevante informații, atât în domeniul identificării și izolării cazurilor suspecte, precum și în asigurarea siguranței proprii și a persoanelor ce traversează frontiera de stat. Și în final, aș dori să aduc sincere mulțumiri Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, guvernelor Norvegiei, Danemarcei, Olandei și Elveției pentru suportul acordat pe perioada acestei situații de criză, care se pare a fi încă în deplină desfășurare, și aș menționa că numai prin consolidarea eforturilor și numai toți împreună vom putea să învingem această provocare. Vă mulțumesc! Cu un ultim mesaj de complementare privind rezultatele scontate ale proiectului Consolidarea Răspunsului Național al Republicii Moldova la criza COVID-19, ofer cuvântul doamnei Violina Nazaria, specialist Migrație și Sănătate, în cadrul Departamentului Migrație și Sănătate al misiunii OIM în Republica Moldova. Stimate domnule șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, stimați colegi, stimați invitați! În această luptă contra pandemiei COVID-19 este o deosebită plăcere să vezi, de fapt, rezultatele acestui proiect. Proiectul Consolidarea Răspunsului Național al Republicii Moldova la criza COVID-19. În acest proiect, de fapt, Organizația Internațională pentru Migrație a pus tot efortul său pentru a susține Inspectoratul General al Poliției de Frontieră cu echipamente și consumabile medicale și non-medicale, atât pentru personalul Poliției de Frontieră din prima linie, cât și pentru persoanele care traversează frontiera de stat zilnic. În cadrul acestui proiect, Organizația Internațională pentru Migrație și-a pus ca scop să asigure măsuri de prevenție și în control în contextul pandemiei COVID-19 la 10 cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei de stat. Aceste măsuri au fost realizate prin elaborarea procedurii standard de operare pentru personalul Poliției de Frontieră din prima linie, privind identificarea, izolarea și managementul persoanelor suspecte cu COVID-19. De asemenea, și diseminarea a 4 instruiri online în acest context. În acest sens, au fost printate 500 de exemplare, 500 de broșuri în 3 limbi, română, rusă și engleză, ce conțin reguli generale privind prevenția cu infecția COVID-19. Un alt obiectiv al acestui proiect a fost de a îmbunătăți infrastructura sanitară epidemiologică în contextul pandemiei COVID-19. În acest scop au fost evaluate 12 cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei de stat și evaluate cele mai stringente necesități sanitare în contextul pandemiei COVID-19. Ca evaluare acestei infrastructuri au fost procurate peste 2 tone de dezinfectant, 8 termoscanere,
12 lămpi germicide cu flux UVC, nebulizatoare, dozatoare, tomberoane și alte consumabile relevante în contextul pandemiei COVID-19. Și în final aș dori să vin cu un mesaj. Pentru Departamentul Migrație și Sănătate, este de fapt a Organizației Internaționale pentru Migrație, este de fapt prima experiență de colaborare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Și pe această cale, domnule șef, permiteți-mi să mulțumesc în primul rând conducerii Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și nu în ultimul rând domnului Marius Balea, domnului Mihail Păslăraș, domnului Alexandru Guțu, doamnei Ludmila Roșca și nu în ultimul rând Serviciului de Presă pentru deschidere și receptivitate. Vă mulțumim frumos tuturor, vă urăm multă, multă sănătate pentru că aveți nevoie și succes în activitatea pe care o exercitați. Domnule șef de inspectorat, onorată asistență, stimați reprezentanți ai presei, în continuare vă rog să faceți cunoștință cu setul de echipamente destinat protecției personalului și angajaților Poliției de Frontieră din prima linie care asigură controlul și gestionarea cazurilor cu infecție de COVID-19 în punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Anterior de a prezenta acest echipament, am vrea să venim cu transmiterea actului de donație, transmiterea oficială și vă rog să ne susțineți. În contextul asistenței oferite în cadrul proiectului Consolidarea capacităților naționale Republicii Moldova la criza COVID, au fost donate o serie de utilaje, atât medicale cât și non-medicale, care au fost menite dotarea punctelor de trecere, care au scopul de a fi călătorii într-un mediu sigur sanitar-epidemiologic și totodată acțiunea polițiștilor de frontieră în detectarea, izolarea, notificarea a călătorilor cu caz probabil de infectare. Puteți să ne faceți o prezentare de rând la toate ce sunt, la ce servesc și cât de importante sunt? Deci, dacă ne referim la, din punct de vedere asigurare unui mediu sigur, din punct de vedere epidemiologic, a călătorilor la traversarea frontierei de stat,
Vreau să mă refer cel mai, îmi place acest lucru, într-adevăr, nebulizer. Ce reprezintă din el? Este un utilaj predestinat dezinfectării încăperilor care dispersează soluția biocidă la nivel de fum. Nebulizer care dispersează în particule foarte, foarte, foarte mici. Este un lucru foarte binevenit. Ele sunt 5 la număr și sper că vor fi foarte utile și utilizabile zi de zi. Dar noi sunt acum, aveam un post de poliție. Nebulizer? Da. Unde există așa ceva sau nu? La moment. Sunt primele. Da, din zi, începând cu ziua de azi. Totodată avem strupitori care dezinfectează spațiile adiacente, adiacente edificiilor din cadrul punctelor de trecere. Tot este 10 litri, este portativ. El va fi cu soluție dezinfectantă biocid, Lizoformin 3000, și tot este predestinat dispersării dezinfectantului. Foarte bun lucru, menționez, este un utilaj medical care se numește lampă bactericidă predestinată pentru dezinfectarea aerului. El este non-contact cu ochii pasagerului sau cu ochii pacientului, în dependență dacă se folosește în discuții medicale sau în la punctul de presiune. Este discuție despre filtrarea aerului cu efect bactericid. Lucrează permanent, zi de zi și non-stop, în 24, în 24. Are și acest aparat și are, și el se pune pe piciorușă, la nivelul de 1,5 m. Polițiștii au fost instruiți cum să le folosească sau știu? Da. Următoarea etapă este instruirea colectivului Poliției de Frontieră cu privire la dotarea și cum se folosește. Să nu uităm despre camera de termoviziune High Vision, care depistează călătorii cu statut febril, caz probabil de infectare. În urma detectării, obligator, polițistul de frontieră asigură izolarea călătorului cu prelevarea de către 112. Menționăm acest utilaj care se numește dozator automat, non-contact, pentru dezinfecția mâinii. El este predestinat pentru aplicarea la un panou. Orice călător, polițist de frontieră sau orice agent care activează în cadrul punctului de control și trecere, aplică mânuța de sub și el este non-contact, deodată dezinfectează mâinile. Este și încă unul așa utilaj, dumnealui de acum este sub aspectul alt model, dezinfectantul este aici și se apasă piciorul cu pedalul. Dumnealui, dezinfectantul. Este un foarte bun și binevenit lucru, anume numit în efectuarea unui mediu sigur epidemiologic. Totodată să nu uităm despre lichide dezinfectante pentru mâini și este și Lizoformin pentru spații, pentru dezinfectare. Atât lichid dezinfectant este de 5 litri și de 250, pentru a avea fiecare angajat al poliției, atât pe masă la birou, cât și să fie în dozatoarele acestea care sunt predestinate de 1 litru, de 2 litri. Totodată să nu uităm că în orice punct de trecere sunt deșeuri biologice, mască, mânuși. Pentru aceasta au fost achiziționate tomberoane care sunt cu pedală și aici vor fi predestinate pentru aruncarea deșeurilor biologice. Este să acordă o foarte mare importanță la toate punctele de trecere. Și totodată să ne uităm despre procedura standard de operare aplicată. Este un algoritm de acțiune predestinată polițiștilor de frontieră cu instrucțiuni, formulare la care polițiștii de frontieră acționează pas cu pas în diferite situații și în diferite domenii. El este predestinat. Scopul lui sunt două. Primul scop, nepermiterea transmiterii transfrontaliere a pericolului de ordine biologic COVID-19. A doilea, lupta cu COVID-19 la nivel comunitar. Și a treilea menire este asigurarea unui spațiu și mediu epidemiologic pentru călători și angajații poliției. Dacă ați putea la final să ne dați totodată,
Stați, mai am un utilaj care e tot menit pentru angajați poliției de frontieră și călători și totodată și pentru pacienții care vor fi detectați cu statut febril. El este cooler cu apă, aprovizionare cu apă punctelor de trecere, atât pentru angajați poliției de frontieră, cât și pentru pacientul care a fost detectat. Ele vor fi predestinate atât în interiorul punctelor de trecere, cât și în izolator, unde va fi pacient. Da. Da, puteți să-mi spuneți câți polițiști de frontieră au fost infectați până acum? Până acum au fost infectați 70 de polițiști de frontieră vindecați. Și la moment avem 9 polițiști de frontieră, la care astăzi s-au prelevat 3 probe și vor fi în jur de 6. Mersi. Mergem bine. Asta e realitatea. Sunteți. Tot timp? Sunteți. Marius Barea, Poliția Frontieră. Mulțumesc mult. Ой, кого раз так себе пахнет? Да, стимați colegi, dacă am fost în partea aceea, este și covoraj. Ce reprezintă covoraj? Este o utilaj nou, apărut recent. Minirea acestui covoraj este dezinfecția încălțăminte. Atunci când călătorul sau angajat a poliției frontiere sau un agent în cadrul punctului de control și trecere, când el dumnealui intră în birou și oficii. Este foarte bun lucru, el de acum este imbibat cu dezinfectant și are o aplicație de peste un an de zi. Mulțumim mult! Reprezentanții lui, da? Da.